Hai să ridicăm chestiile astea! Wow! De obicei cineva taie chestiile astea pentru mine? Normal! Dar asta nu e prima mea încercare! Unde-i zona aia dulce? Bingo! Hai să-l ciopărțim! Hei! Nu te supăra! Sunt lipicioasă tot acum! Mă interesează alte chestii! Cum ar fi să-l mănânc pe suculentul ăsta? E extrem de copt! Of! Mă rog! Hai să vedem! Ha! Doamne! Scuze! Oh, am mâncat bucata asta complet! Ce să fac cu bucata asta uriașă? Nu pot să o mănânc goală! Dar stai! Mama mi-a pregătit prânzul azi! Pot să folosesc chestiile astea pe post de ingrediente! Uneori trebuie să fii creativ! Pui niște iaurt deasupra! Cât de mult vrei! Apoi îl întinzi bine! Apoi îți folosești fructele ca să urnezi totul frumos! Poți să faci ce design vrei! Feliile o să fie mai ușor de mâncat! Cum te-ai gândit la chestia asta? Ciocan! Și eu pot să intru în jocul ăsta? Hai să zdrobim pe penele ăsta! Ha! Lexi, nu! Ce-a fost în mintea ta? Am mers! Scuze, ai fost fix în zona în care am proșcat pepenele! Îmi accept scuzele? Să zicem că un mic fruct e inofensiv! Tu ești câștigătoarea, Lizzy? Nu poți să-ți plătești succesul acum! Alo? O facem? Tadam! Ăștia sunt bani? Și auriul e culoarea mea preferată! Gata! Mai vrea unul? Și încă unul? Wow! Eu în ce pot transforma oul? O să-l folosesc prin metoda clasică! Deocamdată folosim albușul! Am nevoie doar de un strop! Perfect! Acum facem asta încă de câteva ori! Aproape am terminat! Apoi punem gălbenușul în mijloc! Crede-mă, o să iasă grozav! Gata! Ia uite ce de ouă am, Lexi! Nu-i așa că sunt simpatice? Poftim! Mi-am înmulțit și eu ouăle, vezi? Hei, cred că am un bănuț pe undeva! Ești gata? Hai să facem ceva din chestia asta! Abracadabra! Bum, bum! Poftim! Un bănuț? Mersi! Să vedem! Ce? Unde mi-au dispărut toate ouăle de aur? Nu se poate! Ah, ce păcat! Din moment ce nu o să-l folosești... Poftim, ia câte vrei! Oh, ați câștigat amândouă runda asta, ok? E frumos să împați cu ceilalți! Super! Credeți că puteți găti așa ceva? Nu e rău deloc! Nu cred, sunt mai tânăr, deci eu încep! Mersi, bunica! Ce porumb perfect! Ah, poftă bună, scumpule! Sigur e zemos! N-am nevoie de mănuși! Chiar știi ce faci? Da, oare am curaj? La tac! Ia să mai vedem o dată faza asta! Perfect! Cea mai frumoasă bucată de porumb din lume! Situația se încinge! Îmi place porumbul copt foarte bine! Oh, da! E perfect copt! Voilà! Și acum urmează ultimul pas, care e foarte important! Două suporturi pentru a ține porumbul! Voilà! Și doar un strop de ceva dulce! Nu trebuie să torn prea mult! Am nevoie doar de puțin sirop! Arată absolut delicios! Stai așa puțin! Trebuie să mă ocup și eu de porumbul meu! Nu sunt sigură ce ar trebui să fac cu astea! Nici măcar nu cred că sunt comestibile! Sau poate că trebuie să-mi folosesc ingeniozitatea! O să trasez niște rânduri care să semene cu cele de porumb! Important e să faci modelul corect! Acum că am făcut liniile orizontale, trebuie să trec la cele verticale! Încă una! Acum o să le strâng bine! Și o să scot frigăruile!
Voila! Bucata asta trebuie întinsă mai întâi, evident. Apoi o să o pun aici și o să așez porumbul galben mai jos. O să așez cu atenție lutul polimeric aici. Și o să-l apăs cu degetele. Gata! Nu-i așa că arată superb? Ne-am descurcat bine, nu-i așa? Îmi place mult porumbul! Oare am chef de ceva dulce? Nu e rău deloc! Parcă aș mânca desert la cină! Dar și ăsta arată bine! E normal să se întâmple așa ceva? Secrețos! Nu, nu-mi place! Jared, ai câștigat! Știu! Poate data viitoare, bunico! Ce urmează? Niște bomboane delicioase! Oh, o să fie interesant! Preferatele mele! Geleu rulată din fructe! Poftim! Sunt super bune! Și cele roșii sunt preferatele mele! Ce naiba! Nu-i așa că arată super? Da, n-arată rău! Hai odată! Nu pot deschide ambalajul! Nu o să știu niciodată ce gust are! Of, bunico, dă-l încoace! Nu înțeleg! Te ajut eu! Wow, ce de culori! Pe asta am rezolvat-o! Acum ce să fac cu foaia asta? Oare? Ia să vedem! De ce sunt atât de mici cifrele astea? Și nici semnal nu am! Nu vrea? Am reușit! Alo? Da? Am nevoie de ajutor! Geleu rulate din fructe, da, doamnă? Trebuie doar să-l mănânc, zici? Wow, mulțumesc pentru ajutor! Cu plăcere! Hai să facem provocarea asta mai interesantă! Acum sunt super sănătoase! Sunt ca un rep cu legume! Wow, aș putea să mănânc 100 de geleuri din astea! Nu, e clar, îmi pierd mințile! Mai am una singură! Super! Oh, da! Aha! De ce nu m-am gândit la asta până acum? O bucată de sushi într-un wrap! Delicios! Parcă ar fi o bomboană! Nu miroase bine deloc! Înghețată? Cui nu-i place înghețata? O lingură mare e suficientă! Oh, da! Așa mai vii de acasă! Apoi o să pliez așa! O să pliez și marginile exterioare! Ah, nu-i așa că arată minunat? Parcă ar fi un ravioli? Cred că am terminat! Bunico? Oh, nu! Le-am mâncat pe toate! Arată delicios! Dar de ce o farfurie e goală? Ce s-a întâmplat? Vai de mine! Nu mă supăr! Bine măcar că am ceva bun de mâncat! Ce bine arată! E extraordinară! Jared, ai câștigat runda asta! Yuhu! Eram sigur că o să-i placă! E timpul să învârtim roata confruntării culinare ai norocilor! Treceți la treabă! În regulă, o să fie epic! O să încep cu sticla asta de suc, evident! Și trebuie să o deschid! Au! Ce naiba? Ai spus ceva? Hei! Wow! Ups, a fost vina mea, recunosc! Acum o să golesc sticlele! Și o să adaug gelatină! Altfel, cum aș putea face niște geleu? Am încălzit totul la microunde, deci acum pot adăuga ursuleții gumați! Dar și niște bomboane și niște bețișoare! Apoi dau totul la congelator! Uite ce capodoperă gumată am creat! A ieșit extraordinar! Matthew! Nu vine să cred că mi-ai făcut asta! Of, Tina, calmează-te! Poftim? Dar n-am avut timp să fac nimic! Stai puțin, cred că pot face ceva cu ursulețul ăsta gumat! Hai, pompă de aer, am nevoie de ajutorul tău ca să câștig runda asta! Da, a funcționat fix cum am sperat! Sunt gata!
Ia să vedem ce avem noi aici. Nu mă pot decide, deci primiți amândoi câte un punct. Yuhu, da, suntem cei mai tari. Abia aștept să o gust, arată super bine. O să gust și eu. Ah, corect, era plin cu aer. Nasol moment, vrei o gură de la mine? Nu, mersi. O să flirteze toată ziua cu iapa aia sau continuăm? Am săturat să aștept, o să preiau hârtiile situației. Hmm, ce-a fost asta? Nu v-ați dat seama? Urmează să folosiți laptele. Ah, lapte! Evident! Îl aveam fix în fața ochilor. Hmm, ce naiba pot face din lapte? Ok, cred că am măsurat științific și corect ingredientele. Am un reactiv, lapte și un pahar. Ce ciudat e! Ah, ce bun a fost acest martini cu lapte! Hei! Un pahar de martini! Mi-a venit o idee genială! Ok, o să înmoi marginea în ciocolată albă topită. Apoi o să bag direct în bombonele colorate. Uite ce bine s-au lipit! Cred că ajunge! O să-l așez vertical. Apoi, evident, o să-l umplu cu lapte. Acum ia să vedem ce se întâmplă! Da! Funcționează fix cum speram! Adică fix cum am plănuit! E o băutură cu lapte în culorile curcubeului. E perfectă pentru o provocare cu inorogi. Ah, hm? Asta e cantitatea perfectă de lapte pentru paharul ăsta. Apoi am nevoie de reactiv. Gata, va expira timpul, inorogilor. Of, n-am terminat la timp. Uitați ce am făcut eu, domnule inorog. Sper să vă placă. Ok, ia să vedem ce ați pregătit. E clar cine a câștigat, Tina și băutura ei cu efect de curcubeu. Am câștigat! Înseamnă că eu conduc până acum. Ce frumos e, Tina! Poți să gust din băutura ta? Sigur! Mersi! Ia să vedem! Oh, wow! Hei, vrei și tu să o guști pe a mea? Nu cred, nu mersi! În regulă, urmează o nouă probă! Am pentru voi un popit uriaș! Arată extraordinar! N-am mai văzut niciodată unul atât de mare! Nu cred! Plouă cu popit! Vreau și eu! Le vreau pe toate! Jucării popit? Serios? Tina pare că se distrează! Ia să mă joc și eu! Popit! Am o idee! Am din nou nevoie de ursuleții mei gumați. N-am dat greș cu ei până acum. Ok, o să-i pun în găurile din jucărie. Și acum o să-i încălzesc cu un uscător de păr. Oh, ador să-i văd cum se topesc. E interesant și ciudat în același timp. Gata! S-au topit complet și au umplut popitul. După ce s-au întărit puțin, pot fi scoși din jucăria popit. Voila! Sunt chiar mulțumit de mine runda asta. Tina, tu ce-ai făcut? Oh, e super captivată de jucăriile popit. Sau mai degrabă de unicornul ăla. Ia să vedem dacă o pot trezi la realitate. Tina! Nu vezi că sunt ocupată? Lasă-mă pace! Și gata, va expira timpul. Asta e, eu am făcut ursulețul ăsta gumat în formă de popit. Ce se întâmplă? Tina nu a făcut nimic? Tina? Popit! Atunci se pare că Matthew câștigă runda asta. Da, am adăugat încă un punct la scor. Și acum o să-mi gust ursulețul. Ce popit delicios. Pardon, ursuleț gumat. Hei, dă-l încoace. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Ce distractiv e să-l apeși. Dar Tina, nu e... nu mai contează. În regulă, hai să facem niște popcorn, ce ziceți? Mult noroc! Popcorn? Oh, se pare că al meu e gata făcut! Aici n-a pocnit niciun bob! Dar boabele astea arată foarte bine! Asta e! Asta e gustarea mea preferată! Stai puțin! Arată bine! Cred că-l pot face și mai bun! Da! E timpul să-i dau și mai multă aromă! Niște sare fix ce-mi trebuie. Nu trebuie să pun prea multă. Perfect. Ok, încă un strop. Gata. Jared, ce de sare? E foarte bună? Nu! Ok. Vreau să plouă cu sare. Ok, o să creez o capodoperă culinară. Ah, știu! Nimeni nu gătește la fel de bine ca bunica. Și eu vreau să fac niște popcorn dulce. Am nevoie de câteva accesorii. Și trebuie să pornesc focul. Am nevoie de un ingredient secret. Bun, acum urmează partea cea mai importantă. Distracție plăcută în tigaie. Era să uit, avem nevoie și de un strop de apă. Perfect. Acum urmează magia! Încep să se încingă! Ce sunet drăguț! Parcă ar dansa în tigaie! Și ciocolata s-a topit complet!
ce bine arată! E pur și simplu delicios! Am o idee! Ce bine arată! Oh, da! O să vedem ce o să prefere! Fii atentă! Abia aștept! Care-i faza cu ăsta? Ok! E doar sare! Ok, ăsta arată mai promițător! Felicitări, bunica! Nu cred! Chiar am câștigat! Următoarea provocare! Exact! O gogoașă! Treceți la treabă! Îmi plac mult gogoșile! O să o bag la loc! Vreau să vă văd gătind! Da, domnule! În regulă! Trebuie să pot folosi ceva de pe aici! Polonicul ăsta! Stai, nu asta voiam! O banană? Nu, nici asta! Eu nu am nevoie decât de niște cereale! Cele mai bune sunt cerculețele fructate! Super! Acum am nevoie de puterile mele de inoroc! Pac! Super! Acum trebuie să o fac să semene mai mult cu cea pe care am scos-o din gură! Maioneza e perfectă pentru asta! Ce-o fi în capul tinei? Așa da! Sunt chiar mândră de gogoașa asta! Aoleu! Ia să trec la treabă! O să fie ușor să o împing! Bine că am bomboanele astea uriașe! Și sos era asta! Dar nu o să o umplu cu sos, ci cu bomboane! Da! Arată super! Acum o să le topesc! Perfect! Și acum trebuie să torn lichidul în matriță! Să nu uit de celelalte culori, inorogii au nevoie de curcubee! Ok, le-am umplut pe toate! Acum că s-au întărit, le pot scoate! Oh, ce simpatice sunt! Acum o să le pun în altă matriță! O să le pun pe toate înăuntru și o să umplu forma cu gelatină! Acum că s-a întărit, e gata să fie tăiată! Ce bine arată! Asta da gogoașă! Tina, ce părere ai de gogoașa mea? Ești invidioasă? Tu și pasiunea ta pentru geleuri cu mate! Eram sigur! Chiar ești invidioasă? Dacă spui tu, sigur o să câștig runda asta! În regulă, să înceapă jurizarea! Ia să vedem! Asta e cumva maioneză? Ce crețos! Dar asta e plină de bomboane și gelatină! Evident, tu câștigi runda asta, Matthew! Am trecut în fruntea clasamentului! Asta e următoarea provocare! Start! Poftim? Ce nu e clar? Faceți un tort! Puteți folosi wafe dacă vreți! Super! Așa mai vii de acasă! Eu nu o să am nevoie decât de wafele astea și de niște frișcă! Ce naiba? Mi s-a terminat frișca? Cum e posibil? Wow! Poate nu trebuia să fi mâncat atât de multă mai devreme! Eu am mereu la mine un mini aparat de făcut wafe portabil, evident! Așa pot face oricând wafe colorate! Așa, am adăugat toate culorile! Acum o las la copt! Apoi pun frișcă între ele și am terminat! De fapt, o să mai adaug puțin în vârf! Da, o spirală frumoasă! O să arate super bine! Poate ar trebui să adaug și o căpșună! E drăguț și perfect! O să pun și niște fructe de pădure, de ce nu? Wow! Wow! Ce turn delicios a făcut! Wafele mele arată jalnic prin comparație! La naiba! Ce mă fac acum? Hei! Știu! Tina, mai ai o șansă? Nu pot crea un tort impresionant din wafe, dar am o jucărie moale în formă de tort cu inoroc! Sunteți gata de jurizarea primei runde? Iar ați câștigat amândoi? Da! Mai adaug un punct la total! Eram sigură că voi da lovitura cu jucăria asta! Turnul lăsat din wafe e și mai delicios decât credeam! Mă bucur pentru tine! Pot să gust și eu din tortul tău? Poftim? Nu e bun deloc! Hai, nu fi modestă! Dă-mi să gust! Matthew, oprește-te! Stai liniștită, iau doar o gură! Nu! Au! Nu e un tort, e un squishy! Ai trișat cumva? Ai trișat? Ai încălcat codul inorogilor! Tina, pierzi un punct! Nu e corect! Ți-am spus că nu poți să-l guști! La care dintre aceste provocări culinare ai vrea să iei parte? Spune-ne într-un comentariu! Și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave!